I-ați contestat multe lucruri, în calitate de președinte ați mers în instanță pentru cum au fost împărțite fondurile de la Consiliu către primării. Acum e mai bine în PNL Timiș, astăzi? Astăzi e mai liniște, să spunem. PNL-ul a fost în ultimii ani măcinat, să spunem, în interior de tot felul de fierbere interne, care nu aveau neapărat legătură cu o persoană, ci cu modul în care se întâmplau lucrurile și cum se luau deciziile în cadrul filialei. Atunci când ești la conducerea unei filiale, cred că ar trebui să ții cont și de părerile nemulțumiților. Probabil că n-ajungem astăzi aici dacă s-ar fi luat la timp anumite decizii. Dar e istorie, la ora asta, împreună cu colegii din PNL, suntem toți la aceeași masă și ne-am apucat de construit. Cu actuala conducere, mergem înainte, intrăm în alegeri cu toate motoarele turate la maxim și sper că toți colegii să iasă învingători din această campanie electorală, iar la final să ne continuăm construcția internă în cadrul PNL Timiș. Niciun moment nu mi-a pus problema să părăsesc partidul, pentru că, și asta le-am spus și în ședințele mai agitate de la sediu din ultimile luni, țin mult la culorile acelea de pe perete și la ideologia și... Sunteți de dreapta. Da, 100%. Și cred în ideologia asta. Și este motivul pentru care nu am de gând să fac pași în stânga sau în dreapta mai extremă, să spunem. Și merg înainte cu PNL-ul, când sunt vremuri mai bune, mai puțin bune, dar cred că e datoria noastră la ora asta să construim și să ne putem pune la masă, să vedem unde s-a greșit până acum și ce trebuie să facem pentru a construi la nivel de Timiș un PNL cât mai solid.